Vă chestionez mareu ca Marius Țucă și pot afirma că sunt amator de dat la bucă. Știu că băieții din orice trupă au creierul mai mic decât o nucă. Nucă, aș avea ceva cu Andreea B, dar mai bine îi zicea Andreea și fiindcă seamănă cu o știucă. Auzind-o mi se face părul măciucă și mă apucă dorul de ducă. Nu dau 100 de lei pentru 100 de grei cu idei ușoare. Nu prea des gândul-vă zboară la fata de la Vegas ce se masturbează cu o vioară și începe să o doară. Iar în industria muzicală o zon se neacă în ochii tăi și au nevoie de oxigen. De ce oare mereu pe scenă gem? Nu fac diferențe între cântăreții ce culeg cu purul castraveții. Yo, m-am apucat de hip-hop yo, ca băieții, păcat că pe mine mă ascultă doar pereții. Nu fac diferențe între cântăreții ce culeg cu purul castraveții. Yo, m-am apucat de hip-hop ca băieții, păcat că pe mine mă ascultă doar pereții. Sunt multe liste de artiste ce iubesc pula ca veverița în ucile. Am să te trag de limbă cu pulcile ca să-ți atrag atenția. Am pretenția să mă asculti, eu cânt pentru pereți ca nebunul. Păcat că pereți nu pot să-mi cumpere albumul. Poate ești genul de persoană care ascultă non-stop gangsta rapper lansat la tip-top, mini-top sau MC care ar face orice ar fi s-ar forța să fie mai underground decât cârtița. În industria muzicală târfe sunt și vor fi toate care că popula fermecată și ajung la MTV. Deci ești doar o vacă cu o idee vagă despre muzică, dragă. Doar ce pe scenă ți-a atins apogeu când ai tras de colteu să se desfacă. Melodia asta o să-ți displacă, nu-i făcută să satisfacă. Prin versurile mele, acele cățele ce dau din cur pe manele. Bine, bine. Nu fac diferențe între cântăreții ce culeg cu purul castraveții. Yo, m-am apucat de hip-hop yo, ca băieții, păcat că pe mine mă ascultă doar pereții. Nu fac diferențe între cântăreții ce culeg cu purul castraveții. Yo, m-am apucat de hip-hop ca băieții, păcat că pe mine mă ascultă doar pereții. În prezent ai un impediment în subconștient, conștient de incompetent, inteligență cu un coeficient aparent inexistent. Mai bine apela la asociația Salvați Vedetele Fără Talent. N-aș vorbi cu voi nici măcar un moment, chiar dacă ar fi weekend și aș avea ce. Din păcate unii rapperi au ajuns să cânte pe banane, pe când alții au fane nifomane ce le freacă cu aele de parcă ar fi platane. Ai trecut la microfon de la sub de suzetă și ai devenit vedetă, cred că se trage de la silicoane. Și dacă tot le numești balcoane, stau și mă întreb, au termopane? Acum trebuie strase niște linii, că apăreți prin tipuri în bikini când se vede că aveți absorbante și compuneți versuri enervante cu viteza unor morse gestante. Până și Nicu vă recomandă să puneți mâna pe telecomandă și să schimbați postul când apare clipul vostru. Da, deci oricum, pe muzica ta mă piși, ca piși, acum întoarce-te la pijamale și la griși. Nu fac diferențe între cântăreții ce culeg cu purul castraveții. Yo, yo, m-am apucat de hip-hop yo, ca băieții, păcat că pe mine mă ascultă doar pereții. Nu fac diferențe între cântăreții ce culeg cu purul castraveții. Yo, m-am apucat de hip-hop ca băieții, păcat că pe mine mă ascultă doar pereții.